Cum faceți ouăle de Paște? Ouăle, de exemplu, avem ceapă uscată. Îl punem în apă cu o zi mai înainte ca să se muaie. După ce s-a muiat ceapa aceea într-o oală sau în ceaun, unde depinde ce punem, cumpărăm un pliculeț roșu, pentru ouă, pe roșu, pe albastru, depinde de preferința fiecăruia. Eu din roșu fac, eu nu mai fac acomodări din galben, nu fac. Cumpărăm pliculețul, băgăm în apa aceea, băgăm și câte ouă, depinde, 10, 20. Cam mă gândesc, măi, la ăștia trebuie să dau 4, ăstea 4, ăstea 4, ăstea cât sunt. Depinde de cuibul fiecăruia. Câte sunt în, persoane sunt în casă. Am băgat la foc, focul puțin numai, ca să nu crăpe. Că se crapă la dacă fierbem tare. Lăsăm să fiarbă până când o oră, două, depinde. Dacă e focul tare, crapă toate. Dar așa la foc mai potrivit, cam o oră trebuie să fiarbă. Ca să fie, să nu fie moale când ai spart, să se dai ca... Scoatem un ou și spargem și vedem. Dacă s-a ofert, scoatem afară. Avem o cărpă cu niște untură. Și le învârtim în untura aceea, în cărpă și în untură. Să lucească ouă când o pui pe masă, în farfurie. Și asta e tot. Începem de acolo.